Am suferit când jucăria mea preferată s-a stricat. Am suferit când o veioză, cumpărată din primul meu salariu, s-a făcut bucăți smucite de un copil agitat. Am suferit când puloverul meu preferat l-am pierdut pe undeva. Este nevoie de timp, de energie și de bani pentru strângerea cioburilor, repararea sau înlocuirea jucăriei sau îmbrăcăminte. Dar mult mai costisitoare sunt relațiile frânte. Infidelitatea, minciuna, cuvintele jignitoare, promisiunile încălcate, sfâșie acele delicate legături personale, numite relații. Iar rănile lăsate în urmă nu se vindecă ușor. Care dintre noi nu știm una ca asta? Cu toți o știm. Dar cel mai tragic lucru, cel mai costisitor lucru, este de departe relația frântă cu Dumnezeu. Cartea profetului Maleahi vorbește despre această relație ruptă cu Dumnezeu, dar și despre posibilitatea restaurării ei. Prorocia lui Maleahi este ultima vorbire a lui Dumnezeu înainte de Marea Tăcere de 400 de ani. Dumnezeu deja spusese tot ce avea de spus, confruntase tot ce era de confruntat. Dacă preotul avea rolul de a menține poporul în relație cu Dumnezeu, profetul avea rolul de a readuce poporul în relație cu Dumnezeu, de a confrunta poporul cu privire la conduita lui, de a chema poporul înapoi în relație cu Dumnezeu, pentru a se putea bucura de binecuvântarea lui. Întrebarea noastră astăzi este: cum își încheie Dumnezeu vorbirea înainte de a ne vorbi prin Fiul Său? Care sunt ultimele cuvinte rostite de Dumnezeu înainte de Marea Tăcere pentru un popor ce urmează să-L dea istoriei pe Mântuitorul Lumii? Prorocul Maleahi, deși a vorbit acum aproximativ 2440 de ani, mesajul lui rămâne actual. Contextul istoric în care Maleahi vorbește este următorul. În anul 538 înainte de Hristos are loc primul val de repatriere condus de Zorobabel. În anul 536 începe reconstrucția templului. În anul 520 Hagai și Zaharia cheamă poporul la continuarea și finalizarea templului. În anul 516, înainte de Hristos, templul este finalizat. Apoi, în anul 458, înainte de Hristos, Ezra vine cu valul al doilea de repatriere și are loc o revitalizare spirituală. Numai că în anul 445, Neemia vine la Ierusalim pentru reconstruirea zidurilor cetății. Iar în anul 430, Maleahi își începe lucrarea, probabil în perioada în care Neemia este reîntors la Susa. Maleahi înseamnă solul lui Dumnezeu sau îngerul lui Dumnezeu. Septuaginta îl traduce ca și substantiv comun, sugerând că ar fi vorba de vorbirea lui Dumnezeu printr-un înger, nu printr-un om. Totuși, încadrarea cărții între profeții mici de către Ezra, cărturarul, cel care stabilește canonul vechi testamental, este tocmai argumentul că Maleahi a fost o persoană reală, fiind încadrat între profeții mici. Oricum ar sta lucrurile cu mesagerul, mesajul este cel care contează mai mult. Maleahi are multe de spus cu privire la compromisurile sociale, politice și religioase din zilele noastre.
nu trecuseră nici 100 de ani de la reconstrucția templului, 86 mai exact, de la vorbirea lui Dumnezeu prin Hagai și Zaharia, de la trezirea Duhului lui Zorobabel și a poporului. Și acesta, poporul, se reîntorsese de unde plecase, sau chiar mai jos. Astfel că Maleahi vine cu un mesaj al judecății și cu un mesaj al făgăduinței. Mesajul lui Maleahi începe cu un mesaj al judecății. Astfel că Maleahi, capitolul 1 cu 1 până la 2 cu 17, are loc acest mesaj al judecății. Și în esență, ceea ce Maleahi încearcă să transmită este următorul adevăr. Cine ia păcatul în ușor, își face viața grea. Dumnezeu își exprimă mânia la adresa poporului rebel, obraznic și disprețuitor. Nu trebuie să privim la mânia lui Dumnezeu ca fiind un minus al caracterului lui. De fapt, mânia lui Dumnezeu s-ar putea defini astfel. Mânia lui Dumnezeu este expresia iubirii sale respinse și rănite. Așa trebuie să privim la mânia lui Dumnezeu. În dorința lui de a-și întoarce poporul din drumul lor spre pieire, Dumnezeu se folosește în argumentare de următorul mare adevăr. Păcatul este progresiv, creează dependență și în final duce la moarte. Confruntarea poporului este gradată, procesuală, trecându-l prin 5 trepte progresive ale decăderii. Astfel că Dumnezeu, prin prorocul Maleahi, confruntă disprețuirea iubirii lui Dumnezeu, confruntă disprețuirea numelui lui Dumnezeu, confruntă disprețuirea legământului preoției, confruntă disprețuirea legământului căsătoriei și confruntă disprețuirea ființei lui Dumnezeu. Este o decădere progresivă. Haideți să le luăm pe rând. Treapta întâi a decăderii, rădăcina problemei de fapt, Maleahi 1, de la 1 la 5. Poporul desprețuia iubirea lui Dumnezeu. Totul începe prin a-i desconsidera iubirea lui față de tine. V-am iubit, zice Domnul, dar voi întrebați, cum ne-ai iubit? Observați? De aici pornește avalanșa, de la insensibilitatea noastră față de iubirea lui Dumnezeu, de la neînțelegerea ei, de la desconsiderarea ei. Dar voi întrebați, cum ne-ai iubit? Dovedește-ne-o. În alte cuvinte, cum adică ne-ai iubit? Noi nu vedem asta. Îți desconsiderăm iubirea. Și argumentarea lui Dumnezeu în mesajul lui Maleahi urmărește următorul fir. Întâi, cum v-am iubit? V-am iubit alegându-vă și v-am iubit purtându-vă de grijă. Așa își argumentează Dumnezeu modul în care v-am iubit, alegându-vă și purtându-vă de grijă. Alegându-vă cum? Ascultați mai departe cuvântul. Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul? Totuși, am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. Wow! Nu sună rău aceste cuvinte, ne-am putea întreba. Doar aparent, doar la o privire superficială, sună rău. Pentru că dacă încercăm să înțelegem ce spune, lucrurile se clarifică. De exemplu, am urât. A urâ, termenul original, înseamnă am subordonat, am dat prioritate, am respins, nu am ales. Acesta este sensul de am urât, am respins, am subordonat, am dat prioritate altcuiva. Și lucrul acesta se justifică, se poate dovedi mai departe. Uitați-vă în Luca 14 sau în Matei 10. Este același joc de cuvinte. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mama sa, adică cine nu subordonează relația cu părinții relației cu mine, cine dă prioritate relației cu părinții în defavoarea relației cu mine, acela nu-i vrednic de mine.
Și cuvântul folosește amurât, dacă nu urăște. Acesta este sensul cuvântului a urâ. A subordona. A da prioritate unui lucru înaintea altuia. Apoi, afirmația aceasta cu privire la alegere, atenție, nu se referă la mântuire. Nu este în sensul că pe Iacov l-am mântuit, iar pe Esau l-am osândit. Expresia vorbește despre o alegere pentru o misiune, pentru un scop anume. Putem vedea clar că deși Iacov a fost iubit sau ales, nu toți urmașii lui au fost mântuiți. Deci, tot așa, deși Esau a fost urât, adică nu a fost ales, urmașii lui nu au fost sortiți obligatoriu osândei. Atât Iacov cât și Esau s-au născut în păcat și amândoi aveau nevoie de aceeași mântuire. Alegerea se referă la o misiune. Trebuia ca Dumnezeu să lucreze cu unul, nu cu amândoi. De aceea, unul este ales pentru o misiune. Nu-i vorba de mântuire aici. Atunci, dacă lucrurile stau așa, de ce folosește Dumnezeu astfel de cuvinte tari? Tocmai pentru a sublinia, prin tehnica aceasta contrastului, tocmai pentru a sublinia favoarea ce a făcut-o seminției lui Iacov, evreilor, iudeilor. Spuneți că nu v-am iubit? Cum v-am iubit? Păi uitați-vă! V-am ales pentru o misiune specială. Limbajul acelor vremuri era diferit de cel de azi. Oamenii nu se fereau de cuvintele mai tari, mai directe. Era pe înțelesul lor. Astăzi, omul modern, așa zis civilizat, cizelează exprimările mai mult, nu vrea să fie deranjat de conotațiile cuvintelor. Limbajul a devenit mai cizelat. Nu mai spunem curvie, spunem adulter, spunem infidelitate. Pentru că cuvintele mai tari deranjează oarecum. Așa că argumentarea folosită de Dumnezeu vrea să sublinieze doctrina alegerii sale suverane, cu toate consecințele ce derivă din ea. Unii spun că în precunoștința sa, Dumnezeu a văzut că Esau va deveni neascultător și rău, așa că a decis să-l aleagă pe Iacov. Nu prea cred asta, pentru că Iacov s-a dovedit a fi mai înșelător decât Esau. Nici Iacov nu se califica pentru alegerea divină. Chiar Dumnezeu știa aceasta încă înainte de a se naște, citiți în Genesa 25. Până și numele îi exprima caracterul, cel ce ține de călcâi, înșelătorul. De fapt, argumentul lui Dumnezeu atrage atenția asupra unui mare adevăr. Nu meritele tale îl conving pe Dumnezeu. Nimeni nu se califică pentru alegerea divină. Singur harul său motivează alegerea. Pavel în Roman 9 îl citează pe Maleahi și folosește exact aceeași argumentare ca și a prorocului. Înainte ca vreunul dintre copii să se nască, înainte ca vreunul să facă fapte meritoase, Dumnezeu și-a revărsat harul, alegerea, peste unul din cei doi. Alegerea lui Dumnezeu este un aspect, un apanaj al iubirii sale, al suveranității sale, dacă vreți. Nu-mi cereți să vă explic mai mult, nu pot, nu știu. Dar, chiar dacă nu înțelegem pe deplin doctrina alegerii suverane a lui Dumnezeu, nu putem, nu avem dreptul să o diluăm, să o distorsionăm, pentru că ea există pe paginile Scripturii, este acolo. La fel cum există și doctrina alegerii personale. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară, dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu și așa mai departe. Acum că am clarificat într-o oarecare măsură expresia folosită de Dumnezeu, să trecem la accentul principal al ei, iubirea ce l-o poartă. Nu v-am iubit? Cum v-am iubit? V-am ales și v-am purtat de grijă. Accentul nu cade pe faptul că pe Esau l-am urât, ci pe faptul că pe voi v-am iubit.
Dumnezeu a ales pe Iacov ca să-l iubească. Și acest adevăr este exprimat în repetate rânduri. Aceasta nu înseamnă că pe Esau l-a ales ca să nu-l iubească. Dumnezeu a ales pe Iacov ca să-l iubească. În Deuteronom 10:15, Dumnezeu o reafirmă foarte clar. Și numai de părinții tăi s-a alipit Domnul ca să-i iubească. Și după ei, pe sămânța lor, pe voi v-a ales dintre toate popoarele, cum vedeți azi. Dumnezeu s-a alipit, s-a legat de ei ca să-i iubească. Expresia aceasta vorbește despre o alegere fără echivoc. Dumnezeu i-a iubit, a ales să iubească. Iubirea, în accepțiunea biblică, este mai puțin o afecțiune, un sentiment, și mai mult o decizie, o acțiune. Ea se poate defini ca fiind un exercițiu al voinței divine, făcut de bună voie, fără a fi motivat de o cauză externă, ci doar de natura intimă a lui Dumnezeu. O astfel de iubire, acordată în mod suveran, este necondiționată și veșnică. Cum v-am iubit? V-am ales. Cum v-am iubit? V-am purtat de grijă. Fapte de iubire, purtare de grijă. Astfel că Dumnezeu, în argumentarea Lui prin Maleahi, vorbind despre Edom, dușmanul lui Israel, Dumnezeu spune următoarele cuvinte acolo. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Iar dacă ar zice Edomul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile. Așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei, căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. În alte cuvinte, uitați-vă cum vă port vouă de grijă și cum nu port de grijă celor care vă fac răul. Uitați-vă în urmă la tot binele pe care vi l-am făcut de-a lungul veacurilor. Uitați-vă doar la ultima sută de ani și vedeți cum v-am renăscut, cum v-am ridicat iarăși dărâmăturile. Cum v-am iubit? V-am ales și vă port de grijă. Acestea sunt explicațiile textului. Haideți să încercăm acum niște aplicații personale. Ce ar face cu noi astăzi? Un prim mare adevăr de viață poate fi acesta. Dumnezeu nu te va abandona la prima ta cădere. El s-a lipit de tine ca să te iubească, ca să-ți facă bine. Dumnezeu a ales, a decis să te iubească. Tu nu trebuie să-i câștigi iubirea, o ai. Și din moment ce o ai, nu o poți pierde. O astfel de iubire nu se dă bătută niciodată, nici chiar cu prețul morții. Deși Domnul Iisus Hristos a avut la îndemână varianta de a scăpa de arestare și execuție, nu s-a folosit de ea. De ce? Pentru că te-a iubit, pentru că ne-a iubit. Nu piroanele l-au ținut pe cruce, ci iubirea lui față de mine și de tine. O astfel de iubire are un mesaj puternic. Și anume, bunătatea ta nu poate câștiga iubirea lui. Nici răutatea ta nu i-o poate anula. Dar tu i-o poți respinge. Înțelegeți? Tu nu-i poți câștiga iubirea prin bunătatea ta? Tu nu-i poți anula iubirea prin răutatea ta, dar eu poți respinge. Apoi, un alt adevăr pentru noi ar putea fi următorul. Nerecunoștința față de binecuvântările trecute naște orbire față de binecuvântările prezente. Deseori, iubirea hipermanifestată devine hipoapreciată. Din păcate,
datorită naturii noastre păcătoase, ne obișnuim cu binele și nu-l mai observăm. Avem impresia că merităm tot binele acesta, că ni se cuvine. Iubirea ultramanifestată a lui Dumnezeu devine subapreciată de noi și ne costă acest lucru. Privește la manifestările iubirii lui Dumnezeu față de tine și întoarce-i iubirea. Îndoiala cu privire la dragostea sa este începutul necredinței, al neascultării. Și dacă singura binecuvântare trecută ar fi mântuirea ta, ar trebui să fie suficientă pentru a-ți trezi recunoștința. Aceasta a fost prima treaptă a decăderii poporului, disprețuirea iubirii lui Dumnezeu. Tu ne-ai iubit? Cum ne-ai iubit? De fapt, nu vedem că ne-ai iubit. De aici pornesc lucrurile. Întâi disprețuiești iubirea lui Dumnezeu. Apoi păcatul te conduce mai în jos. Treapta a doua, disprețuirea numelui lui Dumnezeu. Maleahi, capitolul 1, de la versetul 6 la 14, vorbește despre această desconsiderare a numelui lui Dumnezeu. De 6 ori, în textul mai sus amintit, Dumnezeu își exprimă grija pentru numele Lui. Când ajungi să-i disprețuiești iubirea ce ți-o poartă, pasul imediat următor este nesocotirea poziției și a reputației Lui, adică a numelui Lui. Versetul 6 afirmă direct problema ce o are Dumnezeu. Mă nesocotiți atât ca și tată, cât și ca și stăpân. Și răspunsul obraznic al poporului este: cu ce te-am nesocotit? În textul care urmează, două observații sunt demne de luat în seamă, fiecare având aplicații concrete pentru noi azi. După ce poporul întreabă, cu ce te-am nesocotit? Dumnezeu le spune cu ce. Două observații. Observația numărul 1. Dumnezeu se adresează mai întâi preoților. În răspunsul lui, Dumnezeu vorbește conducătorilor poporului mai întâi. De ce? Pentru că în orice comunitate de oameni, conducătorii dau tonul. Ei sunt primii responsabili de starea generală a comunității. O comunitate de oameni, o biserică, nu se va ridica niciodată deasupra nivelului spiritual al conducătorilor ei. Odată cu privilegiile conducerii, vin și răspunderile ei. Și aici am putea fi tentați să gândim, aha, oare cum sunt conducătorii noștri? Se califică ei pentru poziția care o au? Întrebarea este bună și legitimă. Trebuie dat un răspuns la ea. Și în funcție de răspuns, trebuie luate măsuri în consecință. Dar aplicația nu se poate opri aici, la nivelul acesta. În Noul Testament, conceptul de preoție nu a dispărut, el s-a transformat. Preoția levitică a trecut, dar a fost instaurată preoția tuturor credincioșilor. Fiecare copil al lui Dumnezeu este un preot a lui Dumnezeu. Deci, responsabil de modul în care își conduce viața, domeniul de lucrare, spațiul de influență. Odată cu privilegiile de a fi preoți ai lui Dumnezeu, vin și răspunderile aferente. Eu, ca și preot, îl cinstesc pe Dumnezeu ca și tată? Îl cinstesc pe Dumnezeu ca și stăpân? Cuvintele lui Maleahi trebuie să aibă ecou în viața fiecăruia dintre noi. Sunt pentru fiecare credincios până la urmă. Observația a doua. Faptele și atitudinile tale
aduc atingere numelui lui Dumnezeu. Prin faptele lor, preoții au defăimat marele nume al Domnului. Au murdărit reputația lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 7. Aduceți bucate necurate pe altarul meu și ziceți, masa Domnului este de disprețuit prin faptele acestea. Prin faptul că aduci bucate necurate, tu transmiți, masa Domnului este de disprețuit. Faptele tale pot aduce atingere numelui lui Dumnezeu. În versetele de la 8 la 11, ni se explică în ce fel au adus atingere numelui Domnului. Rânduielile Domnului erau clare și stipulate în lege. Animalele bolnave, cu defecte, nu puteau fi aduse jertfă pentru Dumnezeu. De ce? Era o chestiune de respect față de cineva aflat în poziție de autoritate. În versetul 8 ni se spune, după cum nu dai daruri defecte, bolnave, unui guvernator, unui dregător, tot așa nu dai lui Dumnezeu astfel de daruri. De ce îți permiți la Dumnezeu să vii cu un dar defect? În versetul 9, când vii cu astfel de daruri la un dregător și îi ceri ceva, te va asculta el? Spune Dumnezeu prin Maleahi, tot așa, degeaba vă rugați, vă cereți iertare, când voi veniți și mă jigniți cu faptele voastre, eu nu vă pot asculta. Le spune Dumnezeu prin Maleahi în versetul 9. În versetul 10 apoi, mai bine aș vedea templul închis decât să fiu martor la toate jignirile voastre, spune Dumnezeu prin Maleahi. Mai bine încheiate toate ritualurile voastre de așa zisă închinare decât să văd cum mă jigniți fără rușine. Cine este suficient de spiritual și curajos ca să închidă porțile templului, să oprească actele false de închinare? Cine este? Întreabă Dumnezeu în versetul 10. Apoi în versetul 11. Măcar să nu fiu defăimat în ochii popoarelor din pricina modului vostru de închinare. Pentru că numele meu este mare între neamuri. Ce faceți cu el? Comportându-vă așa, îmi aduceți atingere numelui meu prin faptele voastre. Dar nu numai faptele noastre aduc atingere numelui lui Dumnezeu, și atitudinile noastre aduc atingere numelui lui. Versetele 12 la 14 vorbesc despre aceste atitudini care îi desconsideră numele. Nu doar ceea ce mi-ați adus ca jertfă m-a necinstit, ci și ceea ce spuneți despre închinarea înaintea mea, atitudinea cu care mă oferiți darurile. Bine-i oricum, ce atâta osteneală? Închinarea înaintea Domnului nu merită atâta atenție. Citiți versetele 12 la 14. Închinarea lor era ușuratică, iar slujirea indolentă. Aplicațiile pentru noi, cei de astăzi, sunt acolo. Cum arată închinarea și slujirea mea înaintea Domnului? Superficială, ușuratică și indolentă? Neglijentă? Îi dai lui Dumnezeu ceea ce ai mai bun? Sau vii la El cu lucruri șchioape, bolnave? Îi dai rămășițele sau primele roade? Bine-i oricum sau ce am mai bun îi dau lui? Dacă am acordat familiilor noastre doar același devotament ce îl acordăm lui Dumnezeu, câți dintre noi nu am fi deja divorțați? Dacă am acordat profesiei, șefului nostru, doar același devotament ce îl acordăm lui Dumnezeu, câți dintre noi nu am fi deja șomeri? Sunt întrebări serioase pe care Maleahi ne le pune nouă astăzi. O altă aplicație? Cine disprețuiește rânduielile lui Dumnezeu, îl disprețuiește pe Dumnezeu însuși. Cum te raportezi la standardele lui Dumnezeu pentru viața ta, familia ta, biserica ta, serviciul tău?
cunoaște rânduielile, așteptările, valorile, ca să le poți respecta. Altfel vei ajunge să-l disprețuiești. Cum arată Dumnezeul pe care îl prezint eu neamurilor din preajma mea? Îl vorbesc ele de bine pe Dumnezeu sau de rău în urma faptelor și atitudinilor mele? Odată cu onoarea de a fi copilul lui, vine și responsabilitatea de a trăi în conformitate cu voia lui. Numele lui este mare între neamuri. Nu-l coborâ tu. Și să nu uităm, rugăciunea celui impenitent și neglijent în trăirea lui rămâne fără răspuns. Este ineficientă. Poate tocmai de aceea cerul este de plumb și Dumnezeu pare a fi departe în ce te privește. Pentru că rugăciunea celui impenitent și neglijent rămâne fără răspuns. Dacă Dumnezeu ar fi să-ți transmită un ultim mesaj înainte de o mare și lungă tăcere, ce ți-ar spune? Ți-ar spune: cine ia păcatul în ușor, își face viața grea. S-ar putea să-ți mai spună, înainte de o mare tăcere: mare atenție la inima ta, la gândurile tale. Nu te lăsa prins în plasa disprețului la adresa axiomelor ce țin de ființa lui Dumnezeu. De acolo pleacă tot răul. Dacă totuși te-ai lăsat prins, nu uita, întoarce-te la El, la adevăr, ca să-ți poată face bine. Dumnezeu nu-și uită promisiunile, El le împlinește. Păcatul poporului este progresiv. De la disprețuirea iubirii lui Dumnezeu, ei trec la disprețuirea numelui lui Dumnezeu. Și decăderea nu se oprește aici. Vom vedea continuarea în episodul următor.